Mulțumesc, Alex. Crimă urmată de scandal în Botoșani. Un bărbat a fost ucis și peste 100 de romi au ieșit în stradă să-l răzbune. A fost nevoie de intervenția mascaților pentru a-i potoli. Dar de ce l-a călcat? S-au certat? Șoferul era beat? Era din centru de aici? Da. Și domnul ăla pe care l-a omorât? Din Iași. Din Iași era? Din Iași, da. Victima participa la un priveg stropit din plin cu alcool. În jurul orei 4 și jumătate dimineața, bărbatul de 40 de ani s-a luat la ceartă cu cel care avea să-l omoare. Agresorul s-a urcat la volanul unei mașini și a trecut intenționat peste rivalul său, povestesc martorii. Victima a fost transportată la spital, dar manevrele de resuscitare n-au dat rezultat. Medicii au declarat decesul. Cum spuneam, imediat după rudele mortului, s-au strâns în număr mare în fața urgenței din Botoșani, căutând răzbunare. Suspectul a fost reținut la scurt timp de polițiști, iar la această oră se află la audieri.